Totul pentru familia mea, episodul 42. Shengul își recapătă brusc memoria și îi spune familiei că l-a confundat pe Akif cu un actor și de aceea a spus că este criminal. Ea crede că Orhan o va scoate afară dacă află că își amintește totul și se preface că încă are amnezie. Akif o angajează din nou pentru că vrea să fie aproape dacă își amintește ceva despre el și își dă seama imediat că ea și-a recapătat memoria. Omer se angajează ca pasnic pe șantier, dar din nou întâmpină probleme și este concediat după 2 zile. Asie leșină la școală din cauza că nu se hrănește bine. Khan o duce la cabinetul medical și îi spune că și el a trecut prin asta. Se oferă să o ajute, dar ea refuză și îl roagă să nu îi spună lui Omer. Harika se împrietenește cu Emir, Dora și Ence pentru că îi amintesc de zilele când era bogată. Nu le zice că Gulcam este iubitul ei pentru că îi este rușine cu el și le ascunde că acum este săracă. Ea nu știe că Tolga le-a spus totul despre ea și că ei folosesc și se vor să o atragă de partea lor ca să îi lovească pe Gulcan în punctul slab. Resul divorțează de Ayla și vrea să o ceară în căsătorie pe Suzanne. Akif încă are sentimente pentru Suzanne și o cheamă la casa de vacanță să discute, neștiind că Doruk organizează o petrecere surpriză pentru Berk. În momentul în care ajung acolo, luminile sustinse și invitații s-au ascuns așteptând să sosească Berk. Akif și Suzanne vorbesc despre relația lor, dar și despre moartea lui Hatice și toți aud discuția lor.